doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Ziua Culturii Naționale a fost marcată aseară la Teatrul Municipal printr-un spectacol sublim. Trei instituții au fost implicate în organizarea acestui eveniment, respectiv Corul Pastorala, Ansamblul Țara Vrancei și Teatrul Municipal. La mulți ani de Ziua Culturii Naționale, zi pe care fiecare român cu suflet o trăiește din plin, bucurându-se de ceea ce înseamnă de fapt cultura națională, acest sumum de valori spirituale pe care poporul român le-a adunat de-a lungul anilor. Poate nu întâmplător, și cu siguranță nu întâmplător, în 2010 s-a decis ca Ziua Culturii Naționale, noi românii, să o sărbătorim odată cu ziua nașterii unuia dintre cei mai valoroși români, cel care a fost ctitorul de limbă, Mihai Eminescu. Dincolo de valoarea lui poetică, ca reprezentant al romantismului, Mihai Eminescu a fost cu siguranță pentru noi românii un adevărat luceafăr, prin toată opera sa, îndrăznind cu cerbicie să ne deschidă ochii, să ne facă să vedem, să înțelegem ceea ce se întâmplă cu noi, cu cei din împrejurul nostru. Sub alba-i haină câmpul se așterne. Cu stele dulci e bolta presărată. Din fundul lumii ce se pierde în zare, prin rumeni aburi, luna se arată. Iar din bordei ce sta lângă cărare, prin ochiul prins unei ferești rotunde, se aude plâns, se vede lumânare. Crește tăiul și înflorește și viața mea umbrește și în umbra lui trăiesc și nu mă îmbătrânesc, iar ziua de plăceri parcă au fost numai de ieri. Crește iarba mării mare, bătută de vânt, de vară, unde nu-i pădurea rară, dar în iarba cea frumoasă n-a intrat vreodată coasă. De desișul din pădure nu s-a tinse vreo secure. Cât de înalt, cât de mare. Vreme trece, vreme vine. Toate-s vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te-ntreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val, ca valul trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe. Cine ține toate minte și ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine. Când cu zgomote de șarte, vreme trece, vreme vine. Hai în codul cu verdeață.
unde izvoare plângă în cale. Stânca asta să se prăvale în prăpastia măreață. Acolo, în loc de pădure, lângă balta cea senină. Și sub trestia cea lină, vom ședea sub foi de mări. Și mi spune atunci povești și minciuni, Pataguriță. Din gesturi necugetate, Tandru, mi-ai născut o micle, din sărut și din păcate, m-ai împins cu joc de vorbe înspre glosă și scrisoare, iubindu-mi în taină versul cu fragila ta ardoare. Mi-ai deschis ascunse drumuri către ritmuri înfocate, în suflet crescut ai doruri spre inimi înfrigurate. Și în această sărăcie te inspiră, cântă barde. Bani n-am mai văzut de un secol. Vin n-am mai băut de o lună. Un regat pentru o țigară s-umplu norii de zăpadă cu himere. Dar de unde? Scârție de vânt fereastra, în pod miaună motanii, la curcan vânătă-i creasta și cu pasuri melancolici, meditând, umblă în ogradă. Ce frig! Colegiului pedagogic Spiru Haret din Focșani l-au comemorat și omagiat pe poetul Mihai Eminescu ieri, când s-au împlinit 174 de ani de la nașterea sa. Ne-am adunat astăzi aici să ne exprimăm veșnica recunoștință față de poetul nostru național, genialul Mihai Eminescu, marele om, marele poet. În urmă cu 174 de ani se năștea Mihai Eminescu. Ulterior a devenit un tânăr, încrezător, rebel, însetat de cunoaștere, care apoi, așa cum a spus și Constantin Noica, a devenit omul deplin al culturii românești. Astăzi, colegii noștri, domnul profesor Dumitru Sandulachi, care este și doctor în muzică, doamna profesor Bujor Cristina, împreună cu Catedra de Limba Română, reprezentată de... reprezentată astăzi de doamna profesor Canaie Indiana, v-a pregătit un program artistic care, din punctul meu de vedere, este hrană pentru suflet și minte. Ca să mă aliniez acestei tematici, am să vă recit o poezie de Elena Buldum, Rămâi un sfânt, omagiu genului românesc Mihai Eminescu. A fost odată pe pământ, a fost și nu mai este, în soclu rece ca un sfânt, un geniu de poveste. Și câte în lună și în stele, și câte în raze vii în nori, a scris cu slove toate cele și a pătimit de atâtea ori. Luceafăr sfânt pe o rază lină, cobori în jos să te privesc, să-mi umpli viața cu lumină, nemuritor mi te doresc. În nopțile sub clar de lună, când infinitul albează resc, ne-am adormit să-mi vii tu vină, pe cerul cerului ceresc. Poet, prozator, jurnalist, în doar 39 de ani, a lăsat posterității o amplă și profundă creație. Indiferent de cât timp se va scurge de la dispariția sa, așa cum afirma poetul Tudor Arghezi, dimensiunile lui trec peste noi, sus și peste văzduhul. Fiind foarte român, Eminescu rămâne universal. Astăzi este o zi plină de Eminescu. Astăzi suntem toți cu Eminescu. Nu mai suntem nici la ora de matematică, nici la ora de istorie, nici la ora de, poate la istorie, dar de geografie. Suntem cu Eminescu. O dată în an, de fapt de două ori, putem să ne întâlnim și pe 15 iunie, de două ori pe an să îl preamărim pe Eminescu, care este poetul nostru național și universal.
Focșani acordă proprietarilor de panouri fotovoltaice scutire de impozit. Începând din acest an, persoanele fizice care și-au montat panouri fotovoltaice pe cheltuială proprie beneficiază de această facilitate conform unei hotărâri a Consiliului Local. Focșănenii care au plătit integral din fonduri proprii montarea panourilor fotovoltaice pe clădiri noi sau reabilitate cu destinația de locuință vor fi scutiți de plata impozitului pentru aceste imobile pentru o perioadă de 3 ani. Pentru a putea beneficia de această scutire, cetățenii interesați trebuie să depună la Registratura Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Focșani sau online pe adresa de e-mail registratura.itl@focsani.info următoarele documente. O cerere, copie după actul de identitate a proprietarului sau coproprietarului, iar adresa de domiciliu trebuie să fie aceeași cu adresa bunului pentru care se solicită scutirea. Plan de amplasament și detaliu întocmit de expert autorizat ANCPI, din care se rezulte suprafața desfășurată a imobilului, construcție pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului pe clădire, plan actualizat și nu mai vechi de un an. Procesul verbal de punere în funcțiune emis de către operatorul economic autorizat ANRE, din care se rezulte că s-au realizat lucrările de instalare de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice. Certificatul de racordare emis de către operatorul de rețea în vederea punerii sub tensiune a instalațiilor electrice de la locul de consum sau de producere și a utilizării rețelei, care certifică îndeplinirea condițiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil conform prevederilor legale în vigoare. Declarație notarială pe proprie răspundere a proprietarului imobilului, prin care să stipuleze clar faptul că lucrările de intervenție au fost realizate pe cheltuială proprie. Proprietarul nu a beneficiat de subvenție AFM, iar suprafețele construite desfășurate ale imobilului cu destinația de locuință declarate sunt reale. Acte doveditoare care atestă starea clădirii, reabilitate sau nouă, recepția lucrărilor aprobate prin autorizația de construire emisă în anul fiscal anterior depunerii cererii sau certificatul de atestare a edificării construcției emis în anul fiscal anterior depunerii cererii, documente necesare atât pentru clădire noi cât și pentru cele reabilitate. Documentele trebuie depuse până cel târziu la data de 31 martie 2024 pentru a putea beneficia de această facilitate în acest an. În caz contrar, pentru documentele depuse după 31 martie, contribuabilul va beneficia de scutire începând cu anul 2025, după cum se arată într-o informare a Primăriei Municipiului Focșani. Dacă doriți să vă angajați sau să vă schimbați locul de muncă la început de an, puteți arunca o privire asupra ofertei publicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea. Sunt inclusiv posturi în Comunitatea Economică Europeană. Pentru următoarea perioadă avem ofertate de către angajatorii din județul Vrancea un număr de 129 locuri de muncă în diverse meserii, precum agent vânzări, ambalator manual, arhitect clădiri, barman, contabil financiar bancar, desenator tehnic, inginer mecanic, inginer construcții civile, industriale și agricole, instalator apă canal, lăcătuș mecanic, merceolog, manipulant mărfuri, muncitor necalificat în silvicultură, ospătar sau chelner, paznic, recepționist, sculer matrițer, șef depozit, strungar universal sau sudor manual cu flacără de gaze. De asemenea, pentru Comunitatea Economică Europeană avem vacante pentru țara noastră, un număr de 163 de locuri de muncă în țări precum Germania, Austria, Olanda, Letonia, Finlanda, Irlanda și Slovenia. Cele mai multe locuri de muncă vacante fiind în Irlanda, ajutor bucătar, asistent delicatese, asistent vânzări, în Letonia, sudori, în Germania, lucrător în producție la procesare produse din carne
și muncitor în producție. Iubitorii de animale sunt așteptați pe 20 și 21 ianuarie la Padocul Golești, la primul târg de adopții din acest an. Puteți lua acasă un prieten fidel care nu dorește altceva decât căldura și dragostea unei familii. Locuitorii municipiului Focșan care îndrăgesc animalele au posibilitatea de a oferi o nouă șansă pentru un câine de la adăpostul public de animale din Golești al Serviciului de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân Focșani. În perioada 20-21 ianuarie 2024, între orele 9:30 și 13, va fi organizat primul târg de adopții din acest an la adăpostul de animale de la Golești, unde toți cei interesați sunt așteptați să adopte un prieten necuvântător. Toți câinii propuși pentru adopție sunt sterilizați, vaccinați, deparazitați, microcipați. Iubitorii de animale și persoanele interesate vor avea asupra lor următoarele documente în vederea completării documentelor de adopție, respectiv carte de identitate, actul de proprietate, original sau copie, fluturașul de salariu sau cuponul de pensie. Mai multe detalii puteți obține la numărul de telefon 0728 969 524, după cum se arată într-o informare a Primăriei Municipiului Focșani. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect. Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între minus 6 și minus 4 grade, iar cele maxime între 0 și 2 grade Celsius. Datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!